A fost momentul care a dus la transformarea României într-un stat modern. Rusia și Imperiul Otoman aveau în mână soarta principatelor Moldove și țării românești la mijlocul secolului al XIX-lea. Cu Rusia învinsă în războiul Crimeei de marile puteri, destinul principatelor a început să se lege de puterile europene. După război, în 1856, prin Tratatul de Pace de la Paris, se au decizii care privesc și principatele Moldove și țării românești. În urma discuțiilor despre unirea celor două principate, în 1857, marile puteri acordă acestora dreptul organizării unui referendum în acest Scop. Cum se putea realiza acest lucru? Adunări ad hoc în care se discutau legerile pentru divanurile ad hoc, care urmau să se pronunțe asupra organizării politice și sociale a țărilor române, cu o majoritate care a spus da în țara românească cu liste electorale falsificate în Moldova și cu eco ale acestora în presă europeană s-a ajuns la o relație ruptă între marile puteri și Imperiul Otoman și astfel anularea alegerilor. În toamna anului 1857, în urma noilor alegeri, toți s-au pronunțat pentru unirea principatelor Moldove și țării românești. S-au stabilit mai multe prevederi referitoare la principatele române în urma Convenției de la Paris din 1858, printre acestea unirea parțială a principatelor Moldovei și Valahiei, sub denumirea Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei. Acestea urmau să se afle sub suzeranitatea maestății sale sultanul și sub protecția marilor puteri. O unire formală cu cele două principate funcționând ca până atunci. Au existat și puncte comune. O comisie centrală la Focșani, care reprezenta un fel de parlament mai mic în alta curte de casație și justiție și armata. Capitalele rămâneau aceleași, la București și Iași. În 5-17 ianuarie 1859 au fost organizate alegeri la Iași, în Moldova. Noul domnitor a fost desemnat Alexandru Ioan Cuza. Peste o săptămână, în 12-24 ianuarie 1859, au avut loc alegeri și la București. Marele puteri nu au specificat că principatele române nu pot fi conduse de același domnitor. Astfel, și aici a fost ales tot Alexandru Ioan Cuza. Din acest moment, marile puteri au avut brusc de a face cu două principate, conduse de același domnitor. Alexandru Iancuza Cuza a reușit să aducă recunoașterea internațională Unirii Principatelor Române. Prin reformele sale din toate domeniile a pus bazele statului român modern. Noua țară a început să se numească România abia după abdicarea lui Cuza din anul 1866, când a fost redactată prin Constituție. În tot acest timp în care cele două principate române au reușit să se unească, Transilvania se afla sub stăpânirea austriacă, din 1867 sub dominația austro-ungară, până în 1918, când a avut loc Marea Unire de la Alba Iulia.